În urmă cu câteva luni, televiziunea publică franceză prezenta un reportaj amplu despre închisorile din China. Echipe de jurnaliști invitați de autoritățile chineze vizitau o închisoare din Tianjin, localitate aflată la 200 de kilometri de Beijing. Doar burtiera din josul ecranului ne spunea că este vorba de o închisoare, căci altfel imaginile nu stârneau fiori, ci dimpotrivă, ne duceau cu gândul la taberele de vacanță din copilărie. Deținuții aveau, dincolo de gratii, o viață demnă de invidiat. Zile de naștere, sărbătorite festiv cu prăjituri, soțiile prizonierilor invitate 3 zile pe lună să petreacă timp cu soții lor, un veritabil model scandinav demn de toată lauda. Dar oare chiar așa să fie? Sau jurnaliștii occidentali au fost invitați pe platourile de filmare ale Centrului Cinematografic Chinez? Dincolo de propagandă, universul concentraționar chinez este un coșmar de neimaginat, temeinic ascuns în spatele unor ziduri bine păzite. Mărturiile celor care au trecut prin infernul închisorilor chineze nu sunt multe, dar atâtea câte există ne permit să vedem dincolo de propagandă. China are un sistem judiciar profund corupt. Statul chinez nu respectă drepturile omului, atât declamate de lumea liberă, dar nici nu este sancționat pentru asta, pentru că, din nefericire, dictatul economic ne guvernează pe toți. Prizonierii locuiesc în celule înguste, fără fereastră, iar lumina nu se stinge niciodată. Nu părăsesc niciodată celula, nu au dreptul la vizite sau la pachete de acasă. O dată pe săptămână, un medic face turul închisorii, dar nu are voie să comunice direct cu deținuții, ci doar prin vizeta de la ușă. Oricât de mare ar fi vina unui om, nimic nu îi dă dreptul unui stat să îi anihileze condiția umană. Marius Balo a cunoscut nemijlocit această lume de coșmar a Chinei profunde. Stabilit în China din 2010, Marius Balo a fost angajat ca expert străin în cadrul grupului de tehnologie și educație Xing Dong Fang din Beijing. Din 2013, el a fost profesor la Renmin University din capitala chineză. În martie 2014, Marius Balo a fost arestat în China pentru o presupusă fraudă financiară. Despre această poveste de viață, imediat la Omul și Timpul. Invitat în această seară, în studioul Omul și Timpul, este domnul Marius Balo. Bună seara! Bună seara! V-am invitat într-o emisiune de istorie, în emisiunea Omul și Timpul, pentru a vorbi despre binefacerile sistemului comunist. A trăit 8 ani un adevărat coșmar, o experiență pe care cu greu ne putem imagina. A făcut 8 ani de temniță în China comunistă și aș vrea să vă rog să începem discuția noastră cu anul 2010, dacă nu greșesc, anul în care ați ajuns în China. Cu ce speranță ați ajuns acolo și ce doreați să faceți? Vroiam să plec din țară. Vroiam să ajung într-un loc în care nu mă cunoștea nimeni. Pentru că în țară, la Cluj, ajunsese foarte multă lume să mă cunoască, să cunoască cine e de fapt Marius. Eram un tânăr egoist, un tânăr care încerca să facă lucrurile în așa fel încât să-i fie lui bine, în primul rând, fără să-i pese de cine sau pe ce sau ce lasă în urmă. Este o judecată pe care o faceți acum privind în urmă, dar atunci poate că lucrurile nu le vedeați chiar așa. Cu siguranță, nu le vedeam așa. Nu le vedeam așa. Vedeam această oportunitate care s-a ivit de a locui, de a lucra, de a munci în China, ca și pe o binecuvântare. Ce anume urma să faceți? Foarte încântat de ceea ce găsisem acolo, pentru că am vizitat în 2008 și în 2009, în două rânduri, și eram
atras de acel, de acel sistem. Un sistem în care totul este în armonie, o armonie aparentă. Și ești oarecum... ești foarte încântat să fii parte din acea armonie. Și atunci, văzând această, această atmosferă de... S-a evit o oportunitate de a lucra în China. S-a evit exact oportunitatea de a, de a mă stabili acolo în 2010 și de a preda limba engleză, care este cel mai ușor lucru pe care poți să-l faci. Având, bineînțeles, un background în, în limba engleză, iar eu aveam acest lucru din facultatea pe care am absolvit-o în Statele Unite. Și atunci mi-a venit ca și o mănușă această oportunitate de a mă stabili și a, a lucra acolo. Să le spunem telespectatorilor că sunteți absolvent de seminar teologic la Cluj-Napoca și că ați făcut o facultate de teologie ortodoxă la New York. V-ați reîntors în țară, ați lucrat inclusiv în televiziune și apoi drumul dumneavoastră a mers către China. Cum au fost primii ani? Au fost exact așa cum mi-am imaginat. Au fost ani în care am trăit ca într-o bulă. Am beneficiat de absolut toate oportunitățile pe care le are un străin în acea țară. Ești admirat. Toată lumea vrea să se împrietenească cu tine. Ai un salariu care îți permite să faci aproape tot ce îți dorești și trăiești într-un mediu extrem de armonios. Și această armonie îți vine oarecum ca și, ca și o mănușă. Te adaptezi acelui sistem și mai mult decât atât, începi să-l, începi să-l aperi în fața detractorilor. Domnule, mai bine e să mergi într-o direcție decât să schimbi direcția tot la 4 ani. Nu? E mai potrivit. Însă niciodată nu am înțeles de fapt că acea direcție era greșită. Doar în momentul în care am ajuns în lăuntrul sistemului, în pântecele chitului, am început să văd, am început să-mi deschid ochii vis-a-vis de ceea ce reprezenta acel sistem și cum funcționa el de fapt. Aici vorbim de un comunism care s-a născut în urmă cu 2300 de ani. Doar și-a primit numele. Puteți să detaliați? Istoria Chinei cu adevărat acestui stat începe cu 300 de ani înainte de Hristos. Atunci un om a reușit să unească toate acele mici state care existau în acel moment pe nucleul pe care astăzi este așezată China. Acest om, primul împărat, Huang Di, a unit acea zonă și ca să reușească să-i mențină pe oameni în acea, în acea uniune, a venit cu un sistem. Sistemul în limba chineză se numește Bao Jia. Înseamnă 5 familii. Acesta este nucleul pe care se clădesc apoi alte celule de 100 de familii și de 1000 de familii. Ce înseamnă acest Bao Jia de 5 familii? Înseamnă că există o responsabilitate pe capul fiecărei familii să îi spioneze pe ceilalți 4, să observe și să noteze fiecare activitate, de unde își procură veniturile, ce cred ei despre împărat, care sunt opiniile lor, cum trăiesc, cum se dezvoltă și toată această informație trebuie raportată la un supervizor. Iar acel supervizor dă informația mai departe. Dacă tu vezi ceva și nu raportezi, toate acele 5 familii vor fi pedepsite. Acest sistem s-a transpus
aproape integral în actualul sistem comunist chinezesc? Sistemul comunist a venit în completarea comunismului care exista deja de 2000 de ani. De aceea cred că și rezistă până în ziua de astăzi, pentru că ei au fost pregătiți pentru acest sistem. Multe generații. Ce s-a întâmplat în 2014? În 2014 am fost arestat. Am fost acuzat de complicitate la fraudă contractuală. Începând cu 2010, exact în luna în care eu m-am stabilit în China, am cunoscut un cetățean român care era angajat la o firmă chinezească de creditare non-bancară. Sunt o puzderie de astfel de firme în China și acești acționari ai firmei s-au gândit cu ce pot fi ei deosebiți față de aceeași firmă care e două uși mai jos pe hol. S-au gândit să angajeze niște cetățeni străini care să-i reprezinte în relația pe care ei o aveau cu clienții lor. Și așa au ajuns să-l angajeze pe acest cetățean român pe care eu l-am întâlnit acolo, iar el, la rândul lui, m-a introdus pe mine în sfera acestei firme. Era un job part-time. Ce făceați exact? Asistam la ceremoniile de semnare a acestor contracte de împrumut, care se întâmplau o dată pe lună sau o dată la 6 săptămâni. Clienții care doreau aceste împrumuturi, după negocierile pe care le aveau cu acești angajați ai firmei respective, chinezi, urmau să semneze aceste contracte. Dumneavoastră participați la aceste negocieri? Nu, eu nu am participat niciodată, doar participam la momentul semnării contractelor. Pentru a da mai multă încredere celor care luau creditele sau... Exact. Și care era, de fapt, scopul prezenței dumneavoastră în acel loc? Exact acesta era scopul. Ei doreau să aibă un străin sau mai mulți străini care să lucreze în firma lor. Mi s-a spus că va fi deschisă o firmă pe numele meu în Hong Kong, în virtutea căreia eu să pot să semnez acele contracte de împrumut. Asta a fost mai târziu. La început a fost acel cetățean român de care vă pomeneam. Iar ei, ca să inspire încredere clienților, ne prezentau pe noi ca și directori ai firmei. Bineînțeles, eram director ai firmei, dar nu erau banii noștri, erau banii investitorilor. Însă eu am asistat doar din postura de martor timp de 2 ani la aceste ceremonii de semnare a contractelor și totul părea în regulă. Eram foarte încântat de această oportunitate. Și de ce ați fost acuzat? Am aflat doar atunci, în acea zi, că într-un anumit moment acești investitori chinezi s-au hotărât în anumite cazuri să nu mai acorde împrumuturile pe care eu le semnam în acele contracte. Și nemai acordând împrumuturile, invocând diverse motive, ei rețineau comisioanele care fuseseră plătite în momentul semnării de către clienți. Erau niște sume modice, era comisionul de avocat, comisionul de evaluare a dosarului și alte 2 sau 3 sume care împreună cred că se ridicau la, nu știu exact, vreo 2-3 mii de euro. Deci, practic, plângerile au venit din partea unor cetățeni care nu și-au mai primit creditul și care s-au considerat nedreptățiți de faptul că li s-a oprit acel comision. Exact, exact. Cum ați ajuns dumneavoastră în vizorul poliției economice? Am fost arestat în martie 2014 împreună cu toți angajații chinezi. Eu am fost singurul străin reținut. Erau și alți cetățeni străini? Era un cetățean britanic care era angajat exact pe aceeași poziție pe care activam și eu, însă el a fost eliberat exact în aceeași zi. Nu a petrecut nici măcar o zi în închisoare. Și mai târziu am înțeles că ei, de fapt, aveau nevoie doar de o singură persoană.
un singur străin pe care să-l arate ulterior judecătorului. Am fost arestat împreună cu acei, un grup de 24 de cetățeni chinezi. Însă am aflat că șefii, cei trei lideri ai acestei firme, fugiseră. Și au rămas doar o parte din angajați. Mă rog, eu le-am spus de la bun început că nu știam de nimic de ce eram acuzat. Ei m-au crezut, mi-au spus, știm că nu tu ai inițiat, știm că nu tu ai venit cu această idee, știm că ai fost folosit, însă ai și tu o parte de vină și urmează să o plătești. Cât a durat procesul? 2 ani, 3 luni și 7 zile, până în momentul în care am părăsit acel centru de detenție, timp în care nu am știut niciodată ce se va întâmpla cu mine. Acea perioadă de 2 ani este foarte bine dozată, pentru că ajungi să trăiești închis într-o cușcă din care nu poți să ieși absolut sub nicio formă, de unde nu vezi lumina soarelui, de unde ești mereu bombardat cu propagandă. Exista un televizor care cânta melodii patriotice. Trăiai niște momente extrem de delicate, pentru că nu aveai absolut niciun mod de a contacta pe nimeni. Ei te vor ține atât timp cât consideră necesar, că trebuie să fii ținut acolo ca să te zdrobească. Ați încercat să contactați autoritățile române în această primă etapă? Am fost întrebat dacă doresc să vorbesc cu cei de la consulat. Și am cerut, bineînțeles, acest lucru. Iar după 3 zile am primit o vizită de la consulul României din Shanghai. Însă, din păcate, după 2 schimburi de fraze în care i-am explicat ce se întâmplase de fapt cu mine, mi s-a transmis că noi nu putem să facem nimic pentru tine. V-a mai căutat cineva în închisoare la această întâlnire cu consulul? S-a mai interesat cineva de dumneavoastră? În acea perioadă de 2 ani am avut dreptul doar să primesc vizite din partea consulatului. Nimeni altcineva. Nimeni nu putea să mă contacteze și eu nu puteam să contactez pe nimeni. Câte astfel de vizite au fost în cei 2 ani? Au fost, cred că, vreo 3 sau 4. Cum ați rezistat în toți acești ani? Privesc cu greutate pentru că a fost o perioadă extrem de dificilă, însă în același timp înțeleg că trebuie să mă întorc, trebuie să privesc înspre acea perioadă pentru a-mi extrage curaj, pentru a-mi scoate binecuvântări și lucruri bune. Pentru că am trăit momente extrem de grele, însă în același timp am primit atât de multă energie pe care nu puteam să mi-o explic. Însă simțeam, în momentele cele mai grele, simțeam că sunt efectiv împins de la spate sau cărat pe brațe. Însă nu eram singur. Simțeam această prezență care mă înconjura și care mă ajuta în momentele cele mai dificile. Țin minte, la un moment dat, a venit chiar judecătorul înainte de începerea procesului și mi-a spus minim 10 ani, maxim închisoare pe viață. Fără să vadă nicio dovadă, fără să mă întrebe absolut nimic, a venit doar să-mi comunice la ce să mă aștept. Acela a fost un moment extrem de dificil. Însă am ajuns într-un punct după un an de zile în care i-am spus lui Dumnezeu: Doamne, pun totul în mâna Ta.
A fost extrem de greu pentru mine să ajung în acel punct. Însă în momentul în care am spus acel lucru, am simțit o ușurare incredibilă. Devenisem liber în cușcă. Mă eliberasem. Pentru că povara eu transferasem lui. Și el era cel care ducea crucea. Eu, de fapt, nu am dus acea cruce niciodată. Dumnezeu a fost cel care ducea crucea aceea pentru mine. Eu doar mergeam pe lângă el. Aș vrea să revenim în discuția noastră asupra acestor momente trăite în închisoare. Însă până atunci se alătură discuției noastre părintele de la Cluj, părintele profesor Ioan Chirilă. Bună seara! Bună seara! Părinte, bună seara, părinte! Părinte profesor, vorbim despre 8 ani de temniță comunistă făcută pe nedrept de un creștin ortodox. Pentru că aș vrea să vă întreb, și asta e rugămintea noastră, să ne decriptați cumva ce înseamnă să suferi pe nedrept, mai ales într-un loc ca acela despre care vorbim astăzi. Ce se întâmplă cu sufletul unui om, ce se întâmplă cu sufletul unui creștin în condițiile acestea de detenție? Bineînțeles că șocul acela pe care îl simți în momentul în care intri în secțiile acelea atât de sinistre, este un șoc care te face să te legi mai mult de lume decât de cer în prima fază. Însă survine un moment al întoarcerii în sine, ați văzut, mărturisea și Marius, în care te încredințezi lui Dumnezeu. Și în momentul în care te încredințezi lui Dumnezeu, lucrurile încep să se limpezească, încep să prindă și conținut și sens și dimensiune spirituală. Și atunci, chiar dacă este greu, nu mai este atât de greu. Însă, în momentul în care privesc această perioadă, totuși e o perioadă lungă, de 8 ani, îmi dau seama că, de fapt, aceste perioade, dacă vrem să le luăm într-un sens pedagogic, sunt niște perioade care pot fi înțelese și catalogate și într-o manieră ascetică. Experiența aceasta ascetică este un eveniment care te pune în fața propriului sine, care este dispus să dialogueze, nu chiar într-o formă continuă, dar măcar din când în când cu Dumnezeu, și atunci te regăsești pe tine. Uitați-vă în cazul lui Marius, îl cunosc de când era elev la seminar, tot ceea ce a adunat, tot ceea ce a acumulat, chiar în vremea seminarului, după aceea la Sfântul Vladimir, la New York, la Facultatea de Teologie, să știți că a avut un rost în această perioadă de încercare a lui. Și el a puterea ca să asume, pentru că devii cu adevărat liber în momentul în care asumi. A asumat această ispită, a asumat această încercare și a așteptat cu nădejde. A așteptat cu nădejde mai mare în Dumnezeu decât în potentații vremii. Eu m-am întâlnit cu el de când s-a întors. El a mai avut o experiență și a mai avut un sprijin extraordinar. I-am spus eu la un moment dat că el și-a găsit libertatea cuvântului. El a găsit în exercițiile de lectură pe care le putea face acolo o ascundere, dacă vreți, în libertatea cuvântului. Toate însă, să știți, puse una lângă alta, le-aș vedea ca și o lecție de teologie, de teologie practică a vieții pe care el a trebuit să o învețe, la care a trebuit să dea examen. Numai dacă m-aș gândi la faptul că a fost eliberat din pușcăria comunistă pe care o descrie, a fost eliberat și tot nu a putut să plece din China. Și cum zicea părintele Porfirie, Capsocalivitu, Doamne, învață-mă cum să o duc, cum să pot să port această povară. Uneori este nevoie ca să învățăm din aceste lecții aceste elemente practice prin care ne putem
desprinde de lume, deși trăim și împlinim lumea încercând să o sfințim, să ne desprindem de lume ca să ne lipim de cer. Cred că acestea i-au dat putere, acestea i-au dat forța necesară și a adunat și cred că a învățat multe lucruri folositoare pentru zidirea morală a fiecăruia dintre noi. Aș vrea să ne reîntoarcem la momentul întemnițării, după ce ați aflat sentința. Descriați două faze. Prima, întrebarea aceea care venea necontenit. De ce eu? Cu ce am greșit? De ce eu? De ce eu? De ce eu? Apoi, ați reușit să vă împăcați și să duceți întregul calvar într-o altă dimensiune. Cum a fost această trecere? Această întrebare, de ce eu, își are originile în anul 2006. În 2006, mama mea a trecut la cele veșnice. Am primit un telefon cu 2 ani mai devreme, în 2004, de la dânsa, exact în ziua în care eu îmi primisem diploma de absolvire. Eram la New York și mama mi-a spus, mi s-a descoperit o tumoare și trebuie să mă operez. Să vii, te rog, acasă. Și am venit, însă în acei aproape 2 ani cât am petrecut împreună, întrebarea pe care mi-o puneam tot timpul era, de ce eu? Nu de ce trebuie acea femeie să sufere. De ce mi-ai dat mie povara aceasta? Aceasta este întrebarea egoistului. De ce eu? Și am continuat să-mi pun această întrebare și după ce m-am mutat în China și am realizat doar acolo, în acel loc în care am ajuns cu această întrebare, cât de greșit era să punem faza pe mine. Îi mulțumesc părintelui pentru cuvintele frumoase pe care le-a spus. Însă eu nu le merit. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a trecut prin această vale a plângerii. Însă eu personal nu am niciun merit. Meritul este doar al lui. În ultimii ani se vorbește foarte puțin despre ce se întâmplă cu adevărat în China. Aproape că nu se mai vorbește deloc despre faptul că sunt încărcate drepturile elementare ale omului. Nu se vorbește nimic despre atrocitățile care se întâmplă acolo, pe nevăzute. Povestează la un moment dat că o persoană care este condamnată la moarte îi se recoltează toate organele, că există o piață neagră. E adevărat acest lucru? Care este China aceea la care noi nu vom ajunge niciodată? China care nu este propaganda comunistă și nici China aceea care face afaceri cu toate țările occidentale. Să ne ferească Dumnezeu să ajungem la acea China de care pomeniți. Ei au ajuns maestri în disimulare. Toate interacțiunile de zi cu zi între ei se bazează pe un singur concept care la noi nu există. Este conceptul de față, acea mască pe care o vedem noi la teatru în Veneția. Ei poartă o mască în fiecare moment al zilei și sunt convins că și în momentele nopții. Și schimbă acea mască în funcție de interlocutor. Dacă tu ești o persoană importantă, masca lui este de servitor. Dacă tu ești o persoană sub el, atunci masca lui
este de împărat. Au mii de măști pe care le folosesc în funcție de situațiile date. Cum putem atunci să asociem cu această imagine, să spunem, un termen de dreptate? Mă refer acum la procesul inechitabil de care ați avut parte. Ce înseamnă până la capăt dreptate în acest sistem? Mă refer la dreptatea autentică. Dreptate au doar câinii. Pisicile nu au dreptate. E imaginea aceea, ferma animalelor, unde doar unii au dreptate. În cazul acesta, câinii, cei care sunt, care administrează dreptatea. Însă oițele nu au dreptate. Și asta se vede foarte bine în societatea lor, în care absolut toți își doresc să ajungă să lucreze în cadrul guvernului. Pentru că odată ce ești angajat în guvern, din oiță devii lup. Din oiță devii câine. Devii, te înhăitezi cu cei puternici. Și e un examen extrem de complicat care se administrează în fiecare an tinerilor care doresc să ajungă să lucreze în cadrul departamentelor guvernamentale. Și fiecare tânăr își dorește enorm să reușească să treacă acest examen. Pentru că doar ei au dreptate. Eu, în timpul procesului, nu am fost întrebat niciodată dacă sunt vinovat sau nu. Nu am fost întrebat care este opinia mea. De fapt, până la urmă, era viața mea la mijloc. V-a fost frică că vă veți pierde viața? Mi-a fost frică în prima parte, în prima perioadă, până când am reușit să ajung în acel punct în care să pun totul în mâinile lui Dumnezeu, am trăit cu o spaimă teribilă, pentru că efectiv nu-ți spune nimeni ce se va întâmpla cu tine. Absolut totul este posibil. Poți să fii eliberat mâine sau poți să primești o sentință de 10 ani sau de 30 de ani sau poate să ți se taie capul la un moment dat. În China se pedepsesc cu pedeapsa capitală și cazurile financiare. Cred că este singurul loc în lume, dacă nu mă înșel, în afară de, poate, Coreea de Nord, unde se aplică pedeapsa capitală unor cazuri financiare. Fusese martor în acel centru de detenție la un caz, un constructor încercase să construiască un zgârie nori. Și pe final s-au terminat banii. A fost poate furat. N-a reușit să-l termine. A fost arestat. A fost condamnat la moarte. Executat. Exact ce pomeneați dumneavoastră. Am auzit că se practică acest lucru pe scară largă. Și cred că cea mai bună mărturie vine din partea celor care caută să găsească aceste organe pe piața neagră, bineînțeles. La traficul de organe. Exact, exact. Se știe în acest mediu că data de 1 octombrie este ziua recoltei, deoarece 1 octombrie este ziua națională a Chinei. Și fiecare țară încearcă să sărbătorească, să-și sărbătorească ziua națională cu bucurie, cu un spectacol, cu focuri de artificii. În China, ziua națională se sărbătorește cu execuții în masă. Și toți traficanții de organe știu că în jurul acestei date de 1 octombrie e vremea recoltei. Pentru că toți acești condamnați la moarte sunt folosiți în aceste scopuri. Înainte de a fi incinerați, le sunt recoltate
toate organele, chiar și grefe de piele. Nu am avut eu personal de unde să văd aceste lucruri, însă am vorbit cu oameni care fuseseră în spitale, în spitalul penitenciar, și acolo ești mult mai aproape de această practică decât ești în închisoare unde am stat eu. Deci mărturia nu aveam eu cum să văd cu ochii mei, însă am primit aceste informații de la oameni care au trăit, care au stat zile și săptămâni și ani de zile în acele spitale. Cum ați reușit să supraviețuiți? Mă refer la alimentație, mă refer la igienă. Care au fost condițiile de detenție? Cred că atunci când vine vorba de hrană, povestea este similară cu povestea altor închisori din alte țări. Nu cred că hrana acolo unde am stat eu este mai bună sau mai proastă decât în majoritatea închisorilor din lume. Hrana e proastă în orice închisoare. Cred că poate excepție făcând țările europene din nord, unde se pune accent pe o hrană, pe o alimentație corespunzătoare. Și niciodată nu am făcut caz de acest lucru. Bineînțeles, era greu, însă m-a ajutat Dumnezeu să mă obișnuiesc cu postul. Eu până să fiu arestat nu puteam să postesc nici măcar o jumătate de zi. Însă după aceea mi-a dat bunul Dumnezeu acea curiozitate să încerc. Vreți să spuneți că ați postit în închisoarea comunistă? Am postit, bineînțeles. Post creștin? Adică țineați posturile? Bineînțeles. Am început să postesc imediat după ce am fost arestat. Și primii doi ani, acei doi ani de greutate, am postit în fiecare zi, timp de doi ani, până seara, la ora 6, când îmi spuneam rugăciunile. Însă m-a binecuvântat bunul Dumnezeu ca în anul 2019, când se vorbea de transferul meu, mi s-a comunicat că se va realiza în câteva luni. Am avut așa o bucurie imensă, era chiar la începutul postului Paștilor. Mi-am zis, eu cum pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această veste bună, că voi merge în sfârșit acasă. Și m-am hotărât să încerc să-i mulțumesc lui Dumnezeu prin a ține acel post al Mântuitorului de 40 de zile, doar cu apă. Oricum, hrana nu era ceva extrem de apetisant și m-a ajutat Dumnezeu și l-am ținut 40 de zile, l-am sfârșit în Sâmbăta Mare. A fost o experiență incredibilă. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că m-a ajutat. A fost mult mai ușor decât îmi era mie frică că va fi. Pur și simplu nu am simțit niciun fel de greutate, în afară de faptul că urcam scările mai încet decât ceilalți împreună pătimitori, însă nu am slăbit foarte mult. Aveam o capacitate intelectuală mult mai ridicată decât în mod obișnuit. Puteam să stau să citesc ore întregi noaptea, fără să dorm poate 3 sau 4 ore pe noapte, fără ca a doua zi să simt niciun fel de oboseală. Pentru că în acel moment în care tu nu te mai hrănești, organismul, creierul, direcționează toată energia ta înspre căutarea de hrană. Și atunci ești mult mai vigilant, mult mai inteligent, dacă doriți. Și simțeam acest lucru pe pielea mea. Îi mulțumesc bunului Dumnezeu că m-a ajutat să duc acel post până la bun sfârșit. Este o experiență unică pe care o recomand și altora, însă trebuie în mod treptat ajuns la această cifră. Nu se poate de la început. Trebuie încercat 3 zile, 7 zile, 10 zile și așa, încet,
Dumnezeu îți dă acea putere să poți să-l, să poți să-l duci la bun sfârșit. Europa pare că nu a reușit să se rupă definitiv de comunism. Nostalgia comunismului o regăsim cam peste tot și în apus și în răsărit. De unde credeți că vine acest lucru? Avem atâtea dovezi despre atrocități care s-au comis, fie pe teritoriul fostei Uniuni Sovietice, care se comit, iată, în zilele noastre, în China comunistă și în multe alte țări. De unde această nostalgie? Nu cred că sunt eu în măsură să ofer păreri în acest sens, însă pot să vă spun, să vă dau un exemplu din ceea ce am trăit eu acolo. Am întâlnit în detenție un cetățean australian care fusese condamnat la închisoare pe viață și a făcut apel la acea sentință. Însă sentința de la apel întârzia să vină. Nu există nicio lege care să te oblige să dai sentința cuiva într-o anumită perioadă de timp. Și acest om aștepta acolo de ani de zile să primească sentința de la apel. Ultima dată când am auzit de el a fost în urmă cu 6 luni, când cineva care a trecut prin acel centru de detenție mi-a relatat că omul este încă acolo. Ei bine, întrebarea mea pe care mi-am pus-o în acel moment, dacă acel om e deja de 8 ani de zile închis în acea cușcă, dacă tu îl vei elibera cum eliberezi o pasăre dintr-o colivie, oare acea pasăre va zbura sau va da un ocol camerei și se va întoarce din nou în aceeași colivie, în aceeași cușcă? Cred că acest exemplu este pertinent vis-a-vis de întrebarea pe care mi-ați pus-o dumneavoastră. Cum e posibil ca niște oameni intelectuali, niște oameni cu experiență de viață, să aibă această nostalgie a unui sistem cu adevărat demonic, care a rănit și a distrus tot ce era mai frumos, tot ce era mai pur? Și cred că doar această explicație pot să mi-o dau. Faptul că odată obișnuit în acel sistem, acea forță a obișnuinței te atrage ca și forța entropiei, te atrage din nou în acel loc și nu poți să vezi altceva, pentru că te-ai obișnuit în acel sistem cu acele beneficii, dacă pot să le spun așa, pentru anumite persoane. Cred că ei sunt cei care sunt nostalgici, cei care au beneficiat de acel sistem în detrimentul mulțimii care a suferit. Dumneavoastră ați reușit să zburați, ați ajuns într-un final acasă. În loc de final, cum ați găsit România după 8 ani? Ce gânduri de viitor aveți? Mulțumesc bunului Dumnezeu, am revenit acasă și părerea pe care o am despre cum au evoluat lucrurile în acești ultimi 8 ani este extrem de pozitivă. Într-adevăr, suntem doar la jumătatea drumului, pentru că am trecut prin 50 de ani de furtună. Și spunea cineva, țin minte, eram copil, va fi nevoie de încă 50 de ani pentru a ajunge la punctul zero, pentru a putea să ne gândim, să construim din nou. Și cred totuși că, poate nu 100%, dar acea persoană a avut un moment de providență când a spus acest lucru. Nu aveți resentimente față de autoritățile care aproape că nu au intervenit? A scris scrisori în țară instituțiilor statului, instituții care nu v-au răspuns? Am scris într-adevăr sute de scrisori
începând din 2016, când am ajuns la penitenciar, am început să scriu. Am primit un singur răspuns din partea înalt preasfințitului Andrei, două rânduri în care îmi spunea: nădejdea ta și ajutorul tău tot la bunul Dumnezeu vor fi. M-a încurajat enorm. Însă, la instituțiile statului, din păcate... Nici măcar un răspuns formal. În primii trei ani în care am scris masiv, cererea mea nu s-a mișcat deloc. Doar în 2019, doamna ministru Birșal a preluat cazul meu și lucrurile imediat s-au mișcat și s-au rezolvat. Trebuia doar să vină cineva să mă însoțească acasă. Atât. Totul se rezolvase, toată acea negociere extrem de complicată cu partea chineză s-a rezolvat. Doresc să întreb, pentru că este dreptul meu, ce au făcut instituțiile statului în acea perioadă, 2016-2019, acei trei ani de zile? De ce lucrurile nu s-au mișcat deloc atunci și de ce în momentul în care presa a preluat povestea mea, imediat lucrurile s-au mișcat și s-au mișcat cu o repeziciune de câteva luni în care totul se rezolvase aproape instantaneu. Ați putut veni în țară în 2019, însă pe de-o parte autoritățile române nu s-au mișcat atât de repede și a venit pandemia, s-au închis granițele și practic ați petrecut încă 2 ani, chiar dacă ați fi putut să veniți acasă. Așa este. La început a fost problema cu pandemia, însă după câteva luni situația se ameliorase într-un fel. Și a fost un cetățean francez care, tot așa, în situația mea, primise acceptul părții chineze, iar francezii au venit după câteva luni, l-au ridicat și l-au dus acasă. Deci se putea. Se putea, acel francez este dovada faptului că se putea. Aș vrea să vă întreb la final, cum de reușiți să zâmbiți? Pentru mine ăsta a fost primul șoc când ne-am întâlnit astăzi. Puteți să zâmbiți și aveți în continuare simțul umorului după 8 ani de calvar. Pentru că eu acolo, regăsindu-l pe Dumnezeu, am trăit mereu acea perspectivă ascendentă pe care o ai atunci când simți că nu ești singur. Simți că tot ceea ce se întâmplă cu tine se întâmplă cu un scop. Nu-l cunoști, foarte probabil să nu-l cunoști niciodată, dar simți că există un scop pentru tot ceea ce ți se întâmplă, iar acel scop este bun. Dumnezeu îți vrea doar binele. Trăiesc acum, în acest moment, acea senzație zi de zi, că a trebuit să se întâmple așa, totul s-a întâmplat cu voia bunului Dumnezeu, iar acum este un moment pentru mine să valorific acea experiență. Și de aceea doresc, începând cu luna viitoare, să pornesc într-un pelerinaj de 2922 de kilometri pentru fiecare zi pe care eu am trăit-o acolo în acei 8 ani. Am trăit acolo 2922 de zile. Și vreau, în acest pelerinaj de 100 de zile, să prind în acest traseu și toate închisorile unde au pătimit foștii deținuți politici de prin țară, iar unde închisorile nu mai sunt, să vizitez acele monumente care s-au ridicat în cinstea lor. Doresc acest pelerinaj să fie o încheiere a acestei perioade de 8 ani pe care am petrecut-o acolo. Cu promisiunea că vom fi și noi, Televiziunea Publică, alături de dumneavoastră, vă mulțumesc pentru participarea în emisiunea noastră. Atât pentru astăzi, pe săptămâna viitoare.